Este vorba despre primul turneu al seriei de handbalistice rezervat juniorilor 3. Șansa noastră este că întreg turneul se desfășoară în acest weekend la Giurgiu. Dincolo de problemele organizatorice ce țin în special de resursele financiare limitate, turneul se anunță interesant adversarele giurgiuvenilor, fiind echipele din Focșani, Buzău, Brăila, precum și CSS 3 Steaua București. Pentru noi, din punct de vedere tehnic, pot spune că e benefic, pentru că vom încerca să plecăm cu cât mai multe puncte de la bun început. O să încercăm pe fiecare mesă, la fiecare mesă să câștigăm toate punctele. Cei drept, echipa noastră a mai jucat cu celelalte echipe. Suntem cam de aceeași valoare. Astăzi echipa giurgiuveană avea programat un meci cu CSS Brăila, urmând ca mâine de la ora 9 și de la ora 14 să joace cu echipele din Focșani, respectiv Buzău. Turneul se va încheia duminică cu partida echipei locale Constelația, care cu începere de la ora 10 și 30 de minute va întâlni formația CSS 3 Steaua București. Suntem din punct de vedere fizic și mental, moral, stăm foarte bine, suntem bine pregătiți, să vedem ce vom reuși în teren și să sperăm să acumulăm toate punctele posibile. Toate meciurile din cadrul turneului se desfășoară la sala Cionsei Hardy, iar intrarea este liberă.